În ultima perioadă, pe fondul utilizării tot mai frecvente a materialelor pirotehnice ilegale, echipajele Direcției Poliției Locale din cadrul primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea au aplicat 17 sancțiuni constând în avertismente sau în amenzi în valoare de câte 500 de lei, iar produsele pirotehnice găsite asupra celor vinovați au fost confiscate. Tot săptămâna aceasta, polițiștii au descins în trei locuințe din localitățile Bălcești și Ghioroiu, unde au fost descoperite 430 de kilograme de articole pirotehnice de categorii diferite, de aproximativ 47.000 de lei. Articolele pirotehnice au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și în cauza au fost întocmite dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept conform legii numărul 126 pe 1995 privind regimul materialelor explozive. Poliția va continua aceste acțiuni în zilele din preajma Revelionului și recomandă tuturor râmnicenilor ca, în situația în care constată astfel de fapte, să le reclame imediat apelând de linia telefonică gratuită hotel verde